Trezește-te cu Vlad și Luca. Noutățile, dar și muzica. Deșteptarea la Europa FM. Ați ce repede a terminat de cântat George Ezra ăsta și s-a făcut 8 și 48 de minute. Franței s-a interzis să interzică denumirile de cârnați pentru carnea pe bază de plante, ca sloganul acela despre care se spune că ar fi fost din timpul manifestațiilor studențești din 1968. Este interzis să interzici, le te interdi de interdir. Da, da, da. Da, aparent nu e chiar din... E... Are altă istorie, dar oricum sloganul e mișto, merită scris pe ziduri atunci când ești asuprit. E interzis să interzici. Deci, cârnații și burgerii vegani au și ei drepturi, a hotărât Curtea Europeană de Justiție. Aș vrea să văd o manifestație a cârnaților verzi și a burgerilor. Acțiunea a fost inițiată de mai multe companii care fac produse vegetale pe care le vând sub diverse denumiri de carne și produse din carne. După ce guvernul francez a interzis folosirea unor termeni precum friptură și șuncă și escalop și burger pentru produse din proteine vegetale. Măsură salutată aici în deșteptarea de fanii, da, exact, cărnii. Eu nu înțeleg de ce producătorii de mâncare vegană sau vegetariană, mă rog, ei tot cu carne ar vrea să se adune, da, să se asemene, să se adune. Nu vreți să fiți diferiți? Adică, serios, identificați-vă prin diferență, nu prin asemănare. Da, noi adică... suntem la fel. Nu, sunteți altceva. Fiți altceva dacă vreți să fiți altceva. Așa cum noi când facem, de exemplu, frigării, nu le spunem ghiveci. Da, exact. Nu că am putea. Da. Păpădi. Adu și mie un sandwich cu păpădi. Dar Curtea Europeană de Justiție a observat că interdicția nu poate fi aplicată decât dacă o țară membră a creat deja o lege care definește ce este un cărnat sau un burger. Deci n-ai definiția legală, oricine poate fi cărnat. Lucru pe care l-am văzut în viață de multe ori. Cu câți cărnați nu ne-am confruntat noi de-a lungul vieților noastre. Potrivit deciziei, statele membre ale Uniunii Europene nu pot împiedica producătorii de alimente să atribuie alimentelor vegane, vegetariene, etichete asociate în mod tradițional cu carnea pentru a atrage consumatorii. Măduvă de fasole, dacă vrei. Aici e, da, scurtul nostru, aici e neînțelegerea. De ce atragi un vegan cu denumiri derivate din produse din carne? Obrăjori din soia. Da. Găsiți low cookie. Tocană de cozi de păpădie, da, la presiune. Rabă de, uite că nu știu cum îi zice păpădie. Pulpă de cartofi. Exact. Pulpă de cartofi se poate. Păi da, știi? Normal că se poate. Da, dar antricot de cartofi? Facem. Antricot de mazăre ai, dar nu... Bun. Asta e, nu se poate cu etichetele vegetariene să le interzici să fie asemănate cu carnea. Trebuie... Condiția este ca acestea să explice clar ce se află de fapt în interiorul produselor, scrie Euronews, citat de site-ul Economedia. Deci dacă e antricot de mazăre, se scrie pe el cinstit antricot de mazăre, măcar atât. Și să nu scrie cu corp 3, cum scrie de obicei, să scrie mare, să vedem și noi. Hai mă, că nu cred că a luat nimeni din greșeală un antricot de mazăre crezând că e vită. Și a ajuns acasă și a zis, ia uite ce mamar s-am luat mazăre. Să știi că la mici nu scrie evident că e diferit. E etichetă verde, dar acum cum totul este ecologic și verde și etic, nu știi prea bine, trebuie să fii atent. Și te duci și na, ca să vezi. Asta e, așa, așa te faci sănătos. Înțelegi? Fără să... Fără, cu intenție. Te faci sănătos în mod implicit.